Sinaxar, în luna iulie, în ziua 17, -a, pomenirea Sfintei Marei Mucenițe Marina. Această Sfântă era din Antiochia Pisidiei, fiind fică una născută a lui Edisie, popa idolesc. Și după ce a murit mama ei, a dat-o tatăl său pe seama unei femei. Făcându-se ea de 12 ani, se ruga să învețe credința creștinilor și a învățat-o de la creștinii ce erau din acel sat. Iar când a fost ca de 15 ani, a poftit să săvârșească lupta muciniciei. Dacă a aflat de aceasta, hegemonul Olimvirie a trimis de aprins-o și a băgat-o în temniță. Peste puține zile, scoțându-o, a adus-o la judecata sa și văzându-o, s-a spăimântat cu totul de frumusețile ei. Și întrebându-o de unde este și cum este numele, ea zise, Marina mă cheamă, născută și crescută în Pisidia." și cred în numele Domnului meu. De aceea, nevrând ea, se de Hristos, a păruncit și a fost bătută cu toege fără milă, până s-a roșit pământul de sângele ei, apoi au băgat-o în temniță. Și s-a făcut cu tremur mare, încât se cutremura temnița și iată a ieșit dintr-o parte a temniței un balaur și rând tare și târându-se părea că vărsa foc în prejurul Sfintei. De aceea, speriindu-se ea foarte, și îngrozindu-se ruga pe Dumnezeu. Atunci acel groasnic balaur s-a prefăcut arătându-se în chip de câine negru, iar sfânta luându-l de păr și găsind un ciocan l-a bătut pe cap și peste spinare până la slăbit. După aceasta fiind adusă sfânta la a doua cercetare și rămânând tare în credința lui Hristos, a fost supusă la multe chinuri, pe care răbdându-le, gemonul cu mânie i-a tăiat capul.